Un schimb de mesaje între mama Ramonei și mama lui Ștelian lăsa pe toată lumea fără cuvinte. Scumpă cucoană, din mesajul trimis am dedus că faceți parte din pleava societății. În ceea ce privește decizia pentru acest cuplu, nu decid eu și nici dumneavoastră. Este cineva deasupra care ne veghează și ne hotărăște viitorul, soarta. Dacă fiul dumneavoastră este sortit să fie cu fata mea, eu nu mă opun. Ușa casei mele este deschisă și va fi ca fiul meu. Eu vă iert și vă înțeleg frustrarea. De aceea vă dau un sfat ca o posibilă viitoare cuscră. Să spune zilnic, mă lepă de satana. Mă lepă de satana, mă lepă de satana. Aveți nevoie de ajutor spiritual. Îmi este milă de dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de ajutor, contați pe mine. O zi binecuvântată vă doresc. Poftim? Cred că invers. Satana este la voi și nu sunt o frustrată. Și să-ți iasă din cap cucoană că vreodată în viața ta vei fi cu scra mea. Milă să-ți fie de tine și de fita, că este o pramatie. Asta este. Milă de tine și de fita să-ți fie. Și voi faceți parte din pleava societății, nu eu. Uită-te la ea, ce comportă. Comportament de panoramă are. Tu nu ai ușa deschisă pentru fimiu. El are ușa la mine, nu la tine. Vă sun eu când îmi va păsa de părerea dumneavoastră. Sper că până atunci vă lepădați de satana, cuscră. Ești dusă cu pluta, la fel ca și fita, două nebune. În caz că nu decedați până iasă din emisiune. Așa a spus. Dacă vede fimiu mesajele, cred că dă cu tine de pereți. Nu, ești de dus la psihiatru, cu siguranță. Așa mamă, așa fică. Ce pretenții să mai am? Mai bine două nebune decât o proastă ca tine, cuscră. De ce? Cu tine odată de la mesajul trimis mai sus? Deja ești ridicolă. Timpul meu este prețios să mi-l pierd cu tine. Te pup, cuscră. E foarte greu. E un război care s-a mutat deja afară, cu familii implicate. Ce spui, Ștelian, de ce se întâmplă afară? Da, o să am nevoie de puțin timp să diger toate astea. Mama e foarte afectată. Eu cred că pe bună dreptate. Însă nu cred că și avea loc toată conversația asta, e prea ieftină. Nu vine să cred, nu știu. Foarte multe jigniri și nu sunt dispus să tolerez asta. Ce înseamnă treaba asta? O să stau să analizez mai bine procesul după ce se termină pe emisia de azi. Imediat în pauză, reacțiile celor doi nu aveau nevoie de niciun comentariu. Hai să-mi bă toate astea. Sunt bine, dar e un cumul foarte mare de bullshit. Bă, asta. Ah, să-mi doare capul. Bă, da, digeră tot ce ai văzut, că e foarte mult, mai ales. Iac, nu vreau. Ești ok? Sunt ok. Dar trebuie să mă gândesc la prea multe c***. Ce pare? Nu, doamne, Iana, că nu se mai privesc. Nu, lasă, stai liniștită. Nimic, abia aștept să plec. Mamă, ce conversație. Mamă. Destul de urâtă. Da, nu mi-am imaginat, bă, niciodată așa ceva. Te znodământ proșii. Cum? Dracu să creadă, mama, că joc un rol. Bă, dar zici că e incredibil. Așa. Și ce fel de principii, că nu m-am abandonat nimic. Bă, nimic n-am abandonat. E prea mult. Prea mult. Băi, nu știu, părerea mea că s-o dat prea, și prea mult în Ramona. Acum tu ești pus între familie și Ramona. Știi, ești între. Că nu e ca și când relația mea mă dezmoștenește, naiba. Nu e chiar așa, dar trebuie să diger toate astea, spre... Dar nu înțeleg. Bă, nici nu mai știu cum a plecat conversația, l-am întors capul, mi s-a făcut o silă. Păi a primit maică-ta un mesaj de la mama. Dar nu mă aștepta la mama mea să se bage în toate astea. Ea probabil se lasă și influențată de ce se scrie pe grupuri, ce se scrie afară, da, ce, știi? Da, mă, că părinții se gândesc. Bine, da, așa e, ok. Da, e un aspect, dar conversația asta n-a fost ghidată de... Păi asta nu. Nu știu, nu pot, nu, dar nu pot să-mi imaginez. Dar trebuie să eu să o recitesc, să mă uit la ea naiba, că n-am înțeles, a fost foarte mult. Mm.
știam. Tu? E soare. De unde ai fugit iară? La baie, să mă demarchez. Ba, dacă mă gândeam că o să ajung aici. Care-i faza cu maică-ta? Nu știu, Stelian. Nu am vorbit sau cu ea. Sau ce a încercat să transmită, de fapt? Nu știu, nu am vorbit cu ea și chiar nu știu. Și pe mine m-a deranjat. E dificil de comentat din exterior. La ce te gândești? La tot. Și nici nu o să mai vorbesc. O să ascult și de mami și de mama lui, așa. Și nu o să mai vorbesc. Dacă te deranjează că vorbesc, nu o să mai vorbesc. Aia e. Nu vrei să mergem înăuntru? Dar poți să mergi tu. E un aspect, poate tu nu ți-ai dat seama, dar tu o faci. Și știu că e o chestie la care eu țin foarte mult. Eu, spre exemplu, nu plec fără partenera mea. Serios, chiar nu sunt ok. Nu, dar e un aspect. De fiecare dată chestia asta tu o faci. Nu știu cât o faci de conștientă sau inconștientă, dar e foarte urât. Sorry. Eu cred prima dată că o să trească să o gândim din propriul filtru și apoi împreună, dar nu... Nu vrei să cred conversația aia, bă, cât de cringe e. Oricum i-am zis mai înainte că vreau să plec acasă și că chestii. Lasă-mă că supăra pe Mike, dar zice pun în cap, îi dau dacă o prind. Stelian însă a primit foaie și pix pentru a-și putea scrie cu mintea limpede argumente pro și contra unei relații cu Ramona. Să-mi bă, nu mai trebuie o foaie, ești nebun. Îți atrag atenția asupra limbajului, că m-a deranjat în timp ce priveam materialul. Acum okay. O să-mi spui că erai tulburat așa, dar da, totuși... nu e un motiv. Nu e un motiv, exact. Bun, îmi dau seama că ați fost, poate că șocați, amândoi. Da, putem. Și pe mine m-a șocat, de ce, uite, chiar îl spun cuvântul, chiar dacă pare un cuvânt greu, dialogul între cele două mame. Și uite, aș vrea chiar să-mi spuneți fiecare ce anume v-a marcat mai mult din ziua de ieri, Ramona. Pe mine m-a marcat tot. Nu cred că este ceva ce m-a marcat mai puțin sau mai mult, tot. În egală măsură. Și tu, Stelian? Părea că discuția între mame. Da, a avut un impact mai... care m-a vizat mai mult, personal. Mai mult au vizat-o pe Ramona, pe asta, dar conversația între mame, cumva, în mod indirect, m-a vizat și pe mine. Pe de altă parte, niciunul dintre voi nu sunteți vinovați pentru ce au scris acolo mamele. Un dialog urât, hai să-l spunem. Și ca să facem lumină până la capăt, acel dialog ne-a fost furnizat de către mama ta, Stelian, dar ulterior am aflat că de la mama Ramonei că de fapt mama lui Stelian a căutat-o prima dată pe mama Ramonei. Mai de mult ca să discute. Și practic așa a început legătura între cele două, da? Ok. Nu are poate nicio relevanță, dar mama Ramonei ne-a rugat să facem această precizare că nu ea s-a dus către mama ta, Stelian, ci invers, mama ta, Stelian, a căutat-o pe mama Ramonei. Și din conversații rezultă altceva. Era a doua parte a discuției dintre doamne. Prima dată i-a scris mama, ca să înțelegi. Probabil acesta era răspunsul doamnei. Și de aici a pornit acel dialog. Nu știu, probabil că mamele sunt foarte deranjate de tot ce văd afară, de toate comentariile și cumva au simțit nevoia să se implice mai mult decât poate că ar face-o pentru niște adulți. Voi sunteți niște adulți. Nu știu, s-a mai întâmplat, Stelian, ca mama să se implice atât de mult într-o poveste? Nu, chiar nu. Cu siguranță și ceea ce se dezbate în mediul online are un impact asupra amândurora, de altfel. Nu știu ce se întâmplă afară în momentul acesta, dar nici nu prea mă
nu știu, nu mă simt vizat, ca să spun așa, adică este vorba despre mine, însă cine stă să împrăștie răutăți și să facă, nu știu, am înțeles, niște comparații răutăcioase, niște glume, poate, probabil unii oameni cu asta se hrănesc, din asta își câștigă existența, nu știu ce să spun. Acum, lumea poate să comenteze orice, oriunde. Credeți că totul are nevoie de o reacție din partea dumneavoastră? Te referi la public? Da, în general, totul are nevoie de o reacție. Aici e vorba despre mamele voastre care au avut o reacție. Publicul e liber să comenteze orice, oriunde. Publicul comentează orice. Toate platformele astea sunt spații publice unde fiecare spune ce vrea. De-acord, dacă citești, de acord, știu dar eu dacă e bine, eu mai cred, ales eu ca cred, familie implicată. Eu cred că fiecare dintre noi eliberează sau dă mai departe ceea ce poartă în suflete. Dacă totul este vorba despre răutate și lucruri neplăcute, atunci, ok, da, asta vor da și mai departe. Dar știi ce vreau să vă spun? Că nu este vorba despre telespectatori aici, este vorba despre ce trăiți voi și ce trăiți familiile. Vorbeam despre impactul pe care ar putea să-l aibă. Lasă impactul, mă, de ce să ne gândim? E vorba despre ce trăiți voi și ce vi se întâmplă vouă și ce simțiți voi.